Astăzi s-au împlinit 16 ani de la sfințirea pietrei de temelie a Catedralei Mântuirii Neamului. În 2010 au început lucrările de amenajare a șantierului, iar de atunci s-a înălțat și a prins contur atât în plan fizic, cât și simbolistic, cel mai important monument național care exprimă la cel mai profund nivel ortodoxia, credința nestrămutată a poporului român. Terminarea construcției e programată pentru 2025. Cum este înveșmântată Catedrala Mântuirii Neamului? Ce tehnici au fost folosite la realizarea icoanelor care împodobesc interiorul lăcașului de cult? Dar și care este stadiul lucrărilor aflăm de la Daniel Codrescu, coordonatorul lucrărilor de pictură de la Catedrala Națională. Bine ați venit! Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație! Ce este arta mozaicului și de ce a fost aleasă această tehnică pentru realizarea picturii interioare, dacă pot să spun pictură interioară, a lăcașului de cult a Catedralei Naționale? Da, să spunem, icoanele ce înveșmântează întreg ansamblu mural al Catedralei Naționale este realizat în tehnica mozaicului. Este una dintre tehnicile caracteristice Bizanțului și în special marilor catedrale sau al marilor ctitorii bizantine. Este o tehnică foarte rezistentă, o tehnică care naște foarte multă expresivitate în modul în care sunt folosite materialele respective și, de asemenea, are această capacitate de a fi foarte rezistentă în timp. Avem cele mai fidele și cele mai rezistente ansambluri încă de acum 17 secole în urmă și foarte bine conservate. Avem la Ravenna, avem la Roma foarte multe ansambluri păstrate care dovedesc această trăinicie a materialelor. Iar materialele pe care noi le folosim în realizarea acestor ansambluri în mozaic sunt procurate și aduse de la cei mai buni furnizori din Italia, materiale care au fost folosite totodată și pentru restaurarea acestor edificii vechi de care v-am spus mai înainte, unde au mai căzut de-a lungul timpului câteva pietricere datorită, sigur, trecerii timpului sau lucrurilor care s-au întâmplat cu monumentele respective. Și, drept urmare, putem spune că aceste materiale sunt identice cu cele pe care le-au folosit înaintașii noștri acum câteva sute de ani. În afară de rezistență, ce alte calități mai au? Culorile, de exemplu, culorile, în timp? Culorile sunt foarte rezistente în timp. Vorbim despre o pastă de sticlă colorată în masă, care poate fi realizată într-o succesiune de 2000-3000 de nuanțe de culori. Deci există la ora actuală o gamă foarte largă de culori pe care le putem folosi. Iar pe lângă această sticlă naturală mai folosim uneori și piatră naturală. Piatră naturală extrase din diferite, tăiate din diferite culori, diferite nuanțe de marmură, extrase din carierele cunoscute în Italia, de la Carrara în special. Aducem această marmură albă, diferite nuanțe care compun fondul acesta alb plăcut, care înveșmintează spațiile catedralei. Dacă tot vorbim de culori, cum sunt alese acestea? Au nevoie și de o reflexie a luminii? Este luată în calcul și lumina? În special în cazul aurului, reflexia luminii are un rol foarte important și creează niște străluciri, un anumit efect de girotond, așa cum spunem noi, în momentul în care te plimbi prin catedrală, în modul în care te deplasezi, schimbă unghiul de refracție al luminii și acesta creează o dinamică foarte interesantă. De aceea ești foarte greu de surprins în imagine acest efect și în fotografii și cu camerele de filmat, e destul de greu de surprins aceste rafinate, să spunem, reflexii ale luminii. De aceea, în momentul în care intri acolo, ca să putem să simțim cu adevărat, în momentul în care intri într-un spațiu înveșmântat cu astfel de materiale, de-abia atunci realizezi plenitudinea și impactul pe care l-are asupra privitorului. Acum că am vorbit deja de tehnică, de culori, de pietre, să trecem la stadiul lucrărilor. Ce s-a făcut până acum și ce urmează?
Eu zic că ne apropiem cumva de jumătatea lucrării, din punct de vedere realistic vorbind, însă cred că am pus temelia în acești ani de la sfințirea altarului din 2018 și până astăzi. Am pus, să spunem, am făcut partea cea mai grea, temelia acestui ansamblu, pentru că s-a lucrat foarte mult între timp la elaborarea proiectului, la modul în care va arăta. Am făcut un proiect 3D, la care încă mai se lucrează, nu este în total finalizat, dar în linii mari ne putem da seama cam cum va arăta în interior catedrala la finalul proiectului. Avem, iată, cel mai mare iconostas din lume. Da. Este vorba de un iconostas de 25 de metri lungime și 18 metri înălțime. Fără cruce, numai crucea are 5 metri înălțime, crucea de pe care înveșmântează catapeteasma și care este împodobită și pe laterale și pe spate în mozaic. Deci este o lucrare unică în spațiul ortodox. O lucrare foarte importantă care deja s-a finalizat. Ce alte lucrări, poate tot atât de grandioase, sunt deja efectuate? Am reușit să finalizăm în prima fază absida altarului catedralei, pe care l-am înveșmântat inclusiv și pe spatele catapetesmei cu sfinții români, în așa fel încât să putem surprinde toți sfinții români ierarhi și diaconi care se reprezintă în mod normal într-un altar. Dar pe lângă aceștia am surprins și câțiva sfinții preoți români. Deci pe lângă acesta, pe lângă această absidă foarte frumos, am reușit să finalizăm și arcul triumfal, care este în fața catapetesmei și care e o suprafață foarte amplă, aproximativ 1500 de metri pătrați, 1600 de metri pătrați, precum și absida de sud a catedralei, care iarăși este o lucrare amplă de aproximativ 2000 de metri pătrați, unde lucrăm acum, până la sfârșitul anului, sperăm să terminăm ultimele detalii de amplasarea mozaicului. Deja l-avem finalizat în atelier, dar urmează partea de amplasare pentru ultimele detalii, unde avem reprezentarea sfinților mucenici, în rândul sfinților în picioare, inclusiv a sfinților martiri lâncoveni, Sfântul Gheorghe, Sfântul Procopie, Sfântul Mina, Sfântul Mercurie. Pe lângă aceștia avem și sfinții Ștefan cel Mare, Neagoie Basarab. Deci, practic, cei mai importanți, cei mai iubiți sfinți și drept credincioși, nu mai mucenici, care avem în biserica noastră. Iar pe lângă acestea, sigur, o serie întreagă de scene care surprind prima parte a activității din viața Mântuitorului. Inclusiv cu o reprezentare foarte amplă și mai rar întâlnită într-o biserică, care este arborele lui Esei și care încununează bolta deasupra scenei nașterii Domnului. Este o reprezentare foarte mare în care este surprinsă toată genealogia Mântuitorului și începând de la David și toți ceilalți profeți, care surprind cu multă acuratețe toți cei care au făcut posibilă apariția Mântuitorului, să spunem așa, prin genealogia lor. Cât de mare este echipa care lucrează la pictura catedralei? În momentul de față suntem un colectiv de 135 de persoane. În ultima perioadă... Și se lucrează pe ateliere, nu se lucrează avem un atelier central unde lucrăm cele mai importante lucruri, mai avem câteva ateliere care ne susțin. Iar în cadrul atelierului, în cadrul Catedralei Naționale, avem o echipă de 15-18 persoane pe care am vrea să o suplimentăm în această etapă, în așa fel încât să putem finaliza cele două abside și turla centrală a catedralei, adică naosul catedralei, până în septembrie 2025. Aveți vreo parte o reprezentare preferată? Simțiți vreo emoție anume, o tresărire atunci când vă uitați, de exemplu, la o anumită icoană pictată de colegii dumneavoastră? Da, cel mai mult mă emoționează reprezentarea Mântuitorului de pe cruce, care încununează catapeteasma catedralei și care mi se pare cea mai grăitoare și
cea mai sensibilă reprezentare pe care am făcut-o până acum în Catedrala Națională și care cred că în momentul în care se va desface scherele și va fi centru de interes în catedrală și va fi primul lucru care se va observa și de la intrarea în biserică. Artiștii în general fac doi pași înapoi și își privesc lucrarea abia la final. Ați reușit încă de acum să vă uitați, să vedeți ce s-a întâmplat până acum și să parcurgeți cu gândul ideea am ajuns aici, deși nu mă așteptam, poate să fi fost așa un proiect la care ați avut ajutor divin să-l puteți termina? Da, sigur că am simțit ajutorul lui Dumnezeu în permanență pe toată durata proiectului și simțim această împreună lucrare cu cei care se roagă zilnic la altarele bisericilor din toată țara pentru ostenitorii Catedralei Mântuirii Neamului, ceea ce contează foarte mult și s-a simțit de la prima pietricică pe care am pus-o în acest ansamblu. Dar noi suntem conștienți de faptul că fără Dumnezeu nu putem face nimic, asta este clar. Simțim asta în fiecare zi. Și nu o spun ca o lipsă de modestie sau pur și simplu e o realitate vie și se întâmplă zi de zi. Ne face să trecem peste toate greutățile, peste toate neputințele și acolo unde nu mai putem noi, pune Dumnezeu diferența și reușim să facem ce ne-am propus sau uneori chiar mai mult decât atât. Cum e să fiți parte din istorie? Asta nu mai e treaba mea, asta e treaba celorlalți. Noi încercăm să ne facem treaba cât mai bine și să răspundem cu profesionalism și cu seriozitate pe cât putem noi la această chemare pe care ne-a făcut-o biserica și care e o răspundere foarte mare, o mare onoare în același timp și care sperăm să aducă cât mai multă bucurie oamenilor în general și să ajute cât mai mulți oameni spre mântuire. Că de fapt asta este scopul acestui edificiu. Mântuirea neamului. Domnule Daniel Codrescu, mulțumim că ați acceptat invitația noastră și mulțumim pentru informații. Cu multă plăcere. Mulțumesc de invitație.